Ne aflăm la una dintre porțile de intrare în lumea lui Rotund. Vă invit să vedeți lumea mea, a mizeriei, a sărăciei, a luxului și opulenței, a unei clase politice ticăloșite. Generalul Gheorghe Avramescu a ținut sus steagul demnității naționale, indiferent că s-a aflat față în față cu von Manstein sau Rodion Malinovski. În laboratoarele Solomonescu, specialiștii au găsit gustul perfect al produselor lactate. Fă și tu parte din echipa de specialiști ai gustului. Alege calitatea. Alege Solomonescu. Bună ziua, stimați telespectatori! Sâmbăta trecută, la sala de festivități a Muzeului Județean Botoșani, a avut loc un eveniment editorial deosebit. Domnul colonel Sergiu Balanovici, istoric militar, doctor, a lansat un volum biografic legat de cariera militară a celui ce noi păstrăm ca amintire a fi fost generalul Gheorghe Avramescu. Generalul fiind un fiu al județului Botoșani, mi s-a părut firesc și mai mult decât firesc, o obligație de ordin moral ca să dedic acest reportaj memoriei sale, pentru că nu este și n-a fost în armata română un general oarecare, ci generalul Gheorghe Avramescu a jucat un rol, aș spune eu, nu numai important, ci chiar esențial, atât în perioada primului război mondial, cât și în cel de-al doilea război mondial, mai ales că el a participat la lupte și în est și în vest. Și ce este mai deosebit în cariera acestui militar este sfârșitul său tragic. Pentru a colora reportajul cu informații de la sursă, realizatorul a considerat că este necesar să fie invitat domnul colonel Sergiu Balanovici, autorul acestei cărți biografice, dumnealui acceptând invitația noastră și ne-a găzduit în același timp la sala de festivități a Muzeului Județean Botoșani, sală în care este organizată o expoziție dedicată memoriei generalului. Domnul colonel, vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația. Ne aflăm în casa dumneavoastră. Sunteți autorul acestui important volum biografic, așa că vă rugăm să începem reportajul prin a porni de la copilăria acestei mari personalități militare. Vă mulțumesc și eu pentru invitație. Ceea ce vreau să precizez este faptul că cel care avea să devină generalul Gheorghe Avramescu s-a născut în seara zilei de 26 ianuarie 1884. Nu întâmplător am ales această dată ca data a lansării cărții, chiar dacă am fost nevoiți să amânăm numai cu două zile.
în casa părinților săi, Aglaia și Vasile Avramescu, din strada Tălpălăriei. De alminteri, pe locul vechii străzi a Tălpălăriei, există astăzi o alee care poartă numele generalului. Din păcate, transformările urbanistice ulterioare fac imposibilă stabilirea cu exactitate a locului în care a fost casa părintească, în așa fel încât să poată fi amenajat eventual... O casă memorială. O casă memorială sau cel puțin o placă. Mă rog, care să amintească acest lucru. Oricum, ceea ce vreau să spun este faptul că noi am expus actul de naștere a generalului. El se păstrează și astăzi la sediul Serviciului Județean Botoșan al Arhivelor Naționale. Este interesant că el a fost întocmit și este semnat de către Emanuel Iorga, pe atunci viceprimar al urbei Botoșan și ofițer al stării civile. Acest Emanuel Iorga, nimeni altul decât fratele lui Nicu Iorga, tatăl marelui savant Nicolae Iorga. Da. Gheorghe Avramescu a copilărit în Botoșani, el a urmat cursurile liceului August Treboniu Laurian din localitate. O fotografie păstrată în arhivele familiei și aici îmi permit să fac o paranteză și să mulțumesc pe această cale domnului profesor dr. Paltin Sturza. Dumnealui este nepotul generalului. Mama sa, Felicia, a fost fiica mai mică a generalului Avramescu, pentru amabilitatea de a ne pune la dispoziție o serie de fotografii din arhiva familiei pentru această expoziție. Mă rog, una dintre cele mai vechi fotografii ne-l înfățișează pe Gheorghe Avramescu în tricou de luptător, purtând o medalie în urma unei competiții de lupte libere. Din păcate, nu cunoaștem prea multe despre performanțele școlare ale generalului, deoarece arhiva liceului a fost incendiată în anul 1917 de către trupele ruse cantonate în sediul liceului. Singurul document care a ajuns până la noi este o carte scrisă în anul 1909 de către fostul director al liceului, Nicolae Răutu, cu prilejul semicentenarului liceului, în care se vorbește despre faptul că la începutul secolului 20 a fost înființată acolo o bibliotecă prin contribuția benevolă, iar în acest comitet de organizare se găsea inclusiv elevul Gheorghe Avramescu în calitate de casier. Ca un arc peste timp, într-una din primele funcții deținute de general în regimentul 16 Dorobanți din Fălticeni, pe lângă funcția de bază, cea de comandant de pluton, el o va îndeplini și pe cea de bibliotecar. De alminteri, calitățile gospodărești și sportive și, sigur, solida pregătire intelectuală de pe băncile liceului își vor pune amprenta pe evoluția sa ulterioară. Când spun solida pregătire intelectuală, am în vedere că, la vremea respectivă, un liceu era absolvit numai de către elevii cu vocație intelectuală autentică. Și în același timp cu suport material în familie, pentru că... Sigur, și acest lucru, deși părinții lui Avramescu nu știau carte, familia era una modestă, erau agricultori, l-au susținut în liceu, așa se face că din cartea profesorului Nicolae Răutu reiese că din 44 de elevi cât s-au intrat în clasa 5-a de liceu, au absolvit în anul 1906, inclusiv Avramescu, numai 22. Ce vreau să spun aici este faptul că, mă rog, contactele lui Avramescu cu armata au fost încă din orașul natal, din Botoșani. Pe atunci botoșanii găzduiau comandamentul unei mari unități militare. De vreo 20 de ani aici se afla comandamentul diviziei 8 Infanterie. Găzduia de asemenea un regiment de roșiori. Acest regiment de roșiori își avea cazarma, de fapt cazarma este și acum în picioare, este vorba de cea de pe Sucevei, așa, și un batalion de vânători.
Nu este vorba aici de vânători de munte, pentru că la Botoșani n-avem munți. Vânători de câmp. Nu, acești vânători erau tot infanteriști, însă erau considerați trupe speciale. Ei fuseseră această categorie de trupe fusese înființată încă de pe vremea lui Cuza și acolo mergeau numai... Asemenea, unități dispuneau numai de efective permanente, nu și de efective, și de efective cu schimbul. Spre deosebire de alte personalități, Avramescu n-a lăsat, sau mă rog, am și scris în carte, probabil n-au intrat încă în circuitul științific opere cu caracter memorialistic, în așa fel încât să știm ce anume l-a determinat să îmbrățișeze cariera militară. Cert este că după absolvirea liceului a urmat cursurile școlii militare de ofițeri de infanterie și cavalerie la arma sau specialitatea militară infanterie, a absolvit școala militară în anul 1908 și a fost repartizat la prima sa unitate, regimentul 16 Dorobanți. Acum, în legătură cu acest regiment 16 Dorobanți, ar trebui făcută o precizare. În acest an s-au împlinit un număr de ani rotunzi de la înființarea acestei unități în Botoșani. Deci în anul în care România a intrat în războiul de independență, tot în luna ianuarie 1877, la Botoșani a fost înființat acest regiment 16... În ce locație? 16 Dorobanți. N-am reușit să determin locația. Oricum, el a participat la războiul pentru independență, a constituit pentru foarte mult timp mândria botoșenenilor, în așa fel încât spre sfârșitul secolului al XIX-lea, când el a fost mutat la Fălticeni, așa cum rezultă din presa locală, botoșenenii au resimțit o mare frustrare. Pe de o parte și pe de altă parte, faptul că exista unitate militară însemna și un număr de ofițeri angajați în soldă, ceea ce dădea un pic de prosperitate comerțului botoșănean. Sigur, asta era una și doi, acest regiment de dorobanți, deci nu de linie sau de infanterie, era constituit din trupe cu schimbul. Deci militari care veneau o anumită perioadă din an, serveau sub arme, după care se întorceau... Militari în termen pentru se întorceau la vatră, da, da. Deci nu erau efective permanente, erau trupe cu schimbul. Da, a spus dumneavoastră că generalul Avramescu în școala de ofițeri, deci a fi fost durata cam 2 ani de zile. Da, 2 ani. Studiile militare durau 2 ani și de zile. Și unde se făceau studiile? La București. Deci școala militară de ofițeri era la București, tot acolo era și școala superioară de război. Și după absolvire repartizat la unitate din Botoșani? Sau? Nu. Deci regimentul 16 Dorobanți era deja la Fălticeni. Acolo asta a fost prima unitate a lui Avramescu. Cu gradul de sublocotenent. Ceea ce este interesant este faptul că, mă rog, o chestiune mai puțin obișnuită pentru un debutant, după primii 2-3 ani de activitate, el a fost propus pentru a fi înaintat la alegere, ceea ce înseamnă în mod excepțional. A lucrat în regimentul 16 Dorobanți în jur de 2 ani, după care, mă rog, a urmat un curs de specializare, după acest curs de specializare fiind repartizat la un regiment nou înființat în anul 1911, regimentul 38 Infanterie din Brăila. În același an, deci tot în 1911, a fost înființat și la Botoșani regimentul 37 Infanterie în actuala locație a unității de pe strada Maior Ignat. Ajungem în anul 1913. Inițial în carte am vrut să constitui un subcapitol pe care să-l intitulez 1913, un an fast, pentru că în ciuda semnificațiilor fatidice atribuite acestei cifre, pentru Avramescu chiar a fost un an fast.
Unul s-a căsătorit, deci și-a întemeiat o familie. Doi, a participat la prima sa campanie, este vorba de cel de-al doilea război balcanic, și în același an a fost admis, în urma concursului susținut, la Școala Superioară de Război din București. Domnul colonel, facem o paranteză aici cu războiul ăsta balcanic, pentru că puțin știu ce s-a întâmplat atunci. Noi am trecut Dunărea, armata română a trecut Dunărea, dar n-au fost lupte propriu-zise cu puterii de foc de o parte și de alta, pentru că nu s-au angajat lupte militare, ci s-au purtat o serie de tratative în plan diplomatic, în plan politic. Am observat în județ o serie de monumente, inclusiv la Drăgușeni, dacă nu mă înșel, pe un monument scria eroi căzuți în războiul balcanic 1913. Noi n-am avut soldați căzuți la datorie. Au fost soldați care au murit, dar au murit din cauza păduchilor, din cauza bolilor. A fost o epidemie de holeră, da. Așa este. Și n-au fost schimburi de foc în perioada respectivă. Deci generalul a participat la un război unde nu s-a tras niciun cartuș la vremea aia. Sigur, el n-a făcut parte din corpul expediționar propriu-zis care a înaintat în adâncimea teritoriului bulgar. Așa, unitatea în care își desfășura el activitatea făcea parte din corpul de Dobrogea, care a intrat pe teritoriul viitorului Cadrilater. Sunt județele din sudul Dobrogei care, după acest conflict, prin pacea de la București, a revenit României. Așa este, deci atunci au lipsit luptele, însă intervenția armatei române la sud de Dunăre a pus capăt celui de-al doilea război balcanic, iar prin pacea de la București este important că pentru prima dată micile puteri din zonă au reglementat raporturile dintre ele fără intervenția și fără amestecul marilor puteri, iar România și-a consolidat cu această ocazie poziția pe plan internațional. Da, după acest război încep pregătirile pentru primul război mondial. Unde îl găsim pe general? În anul următor îl găsim tot la Brăila. După cum se știe, în vara anului 1914, după izbucnirea primului război mondial, țara noastră a adoptat neutralitatea, sub forma neutralității cu arma la picior. Pentru toată lumea era însă limpede că această neutralitate nu va dura prea mult și vrând nevrând armata română va trebui să fie angrenată, va trebui să participe la război. De o parte sau de alta? Perioada neutralității a fost folosită pentru pregătirea militară și diplomatică a angajării în conflict cu sorți de izbândă. Nu intru în amănunte pentru că ne-am abate de la firul expunerii în ceea ce îl privește. Urmărim cariera militară a personajului Avramescu, însă Marele Stat Major Român a inițiat în această perioadă a neutralității o acțiune de constituire a unor aliniamente strategice de apărare, în special în nordul Moldovei și în sudul Dobrogei, cu această ocazie unitatea lui Avramescu fiind dislocată în sudul Dobrogei pentru constituirea acestor aliniamente de apărare. Ulterior, în cadrul acestor pregătiri au mai fost constituite un număr de 40 de unități, Avramescu fiind repartizat într-o astfel de unitate nou constituită. El avea deja experiență în munca de organizare și mobilizare. În cel de-al doilea război balcanic, el participase în calitate de șef al Serviciului Organizare-Mobilizare, așa că avea experiență. Probabil ăsta este motivul pentru care a fost repartizat într-un regiment nou înființat. După cum se cunoaște, în vara lui 1916... Da, haideți să mergem spre hartă. În vara lui 1916, România a intrat în război. Noi am încercat să schițăm aici, ca să folosesc un termen consacrat, drumul de luptă al generalului Gheorghe Avramescu. Prima dată a participat la luptele din Dobrogea.
Ce s-a întâmplat atunci? După ofensiva românească din Transilvania, care inițial s-a dovedit promițătoare, o puternică grupare germano-bulgaro-turcă, sub comanda feldmareșalului August von Mackensen, a atacat în sudul Dobrogei. A avut atunci loc, înfrângerea de la Turtucaia, una dintre cele mai severe înfrângeri din istoria noastră, militară, în așa fel încât Marele Stat Major a fost nevoit să schimbe planurile de operații. În acest timp, Avramescu a luptat în Dobrogea, începând din sudul Dobrogei și până pe un aliniament fortificat, după cum spuneam, încă din perioada neutralității, Rasova-Kobadin-Tuzla. Aici a fost rănit la începutul lunii octombrie, a participat la luptele din zonă, în calitate de capitan, avea gradul de capitan, era comandant de companie, după aceea a fost numit comandant de batalion, a fost rănit la mână și evacuat pentru mai puțin de o lună de zile pentru tratament medical. Pentru tratament medical la Brăila. După ce s-a întremat, i s-a încredințat comanda unui batalion de infanterie cu care a participat la bătălia pentru București în cea de-a doua jumătate a lunii noiembrie 1916. Bătălia de la București s-a încheiat, după cum este cunoscut, cu un eșec pentru trupele noastre, armata română fiind nevoită să se retragă spre Moldova. În această conjunctură, el a participat la luptele din Câmpia Română până spre sfârșitul anului 1916, iar în anul următor a participat la bătălia de la Mărășești. Este interesant faptul că în această bătălie de la Mărășești, a cărui, sigur, astăzi prin prisma regulii epilogului, cunoaștem că momentul culminant al bătăliei a avut loc în ziua de 6 august, într-o zonă situată undeva la nord-vest de Mărășești, numită La Răzoare. Acela era un punct strategic important, deoarece dacă ar fi pus mâna pe acest punct, aveau posibilitatea să ocupe prin învăluire Mărășeștii, ceea ce ar fi dus sigur la un dezastru. Cădea linia nămăloasă a Mărăș-Mărășești. Ăsta este și motivul pentru care în acest punct strategic la Răzoare a fost apărat cu atâta cerbicie. Acolo a căzut capitanul Grigore Ignat în fruntea companiei sale de mitraliere, care și are monumentul la noi. În centru vechi. Așa. În noaptea de 6 spre 7 august, trupele care, suferiseră pierderi importante în ziua precedentă, au fost retrase și înlocuite cu trupele marii unități din care făcea parte și Gheorghe Avramescu, și este interesant că el cu batalionul său a ocupat poziția cea mai periclitată de la Răzoare. De alminteri, pentru modul rapid în care și-a organizat poziția în ziua de 7 august, el a fost citat și prin ordin de zi pe divizie, atunci au avut loc lupte puternice. A fost înaintat ulterior și major la excepțional. În laboratoarele Solomonescu, specialiștii au găsit gustul perfect al produselor lactate. Fă și tu parte din echipa de specialiști ai gustului. Alege calitatea. Alege Solomonescu. Generalul Gheorghe Avramescu a ținut sus steagul demnității naționale, indiferent că s-a aflat față în față cu von Manstein sau Rodion Malinovski. După bătălia de la Mărășești, la începutul anului 1918, Gheorghe Avramescu a fost mutat într-o altă unitate în curs de constituire, prezenta încredere, avea energie, este vorba de Divizia 1 Vânători. A funcționat acolo în prima sa funcție de stat major. Ceea ce vreau să spun este faptul că odată cu intrarea României în război, școala superioară de război și-a încetat cursurile, astfel încât Gheorghe Avramescu a făcut parte din promoția care a finalizat
un singur an, deci anul întâi, cursurile durau 2 ani, după care, în 1918-1919, a finalizat școala superioară de război. Așa a fost, a fost conjunctura. Situația vremurilor. Așa a fost conjunctura. Sigur. Trecem la perioada interbelică. Haideți, aici avem fotografii tot de familie. Dacă îmi permiteți, deci da, războiul încă nu se terminase. După cum se știe, armata română a fost angrenată în acțiuni militare, inclusiv în cursul anului 1919. Ei bine, după finalizarea cursurilor școlii superioare de război, Avramescu a fost cooptat în munca de informații, devenind șef al biroului informații în cadrul unor structuri militare care au operat în Basarabia. După cum se știe, atunci bolșevicii au declanșat o serie întreagă de atacuri, o serie întreagă de tulburări în Basarabia. Armata rusă era în dezorganizare totală după Marea Revoluție Socialist din octombrie, se trăgea în populație, se jefuia, se distrugeau bunuri materiale. Era în debandadă, între altele la Hotin a fost asasinat generalul Stan Poietaș. În fine, el a lucrat pentru o anumită perioadă de timp în aceste structuri informative, lucru care mai târziu îi se va reproșa cu vârf și îndesat. De ce? Din memoriul său original rezultă că a reușit prin investigații să dejoace și să captureze mulți bolșevici care puneau la cale asemenea tulburări în Basarabia. După război, prin anii 20, el a fost numit șef de stat major la Divizia 10 Infanterie. Aceasta era o mare unitate cu comandamentul în Brăila, însă pentru mult timp, la începutul anilor 20, a acționat tot în sudul Basarabiei, ulterior a revenit la Brăila și a desfășurat activitatea de șef de stat major câțiva ani buni. Da. Avem perioada interbelică marcată puternic și de criza economică la 1929-1933. A avut această criză efecte puternice și asupra modului de organizare a armatei? A avut viitorul general la gradul de major, spunea dumneavoastră, să afla în locotenent colonel, fusese avansat timp. Da. A avut vreun rol în această perioadă a marii crizei economice? În perioada crizei economice, Avramescu a comandat un regiment din Brăila, regimentul 38, regiment cu care cu ani în urmă își desfășurase activitatea în calitate de tânăr locotenent. Deci din 1929 până prin 1932 a comandat acest regiment. Acum, sigur, criza economică a zguduit profund întreaga societate românească, firesc și armata. Unitățile se confruntau atunci cu mari probleme în ceea ce privește aprovizionarea, hrana trupei și hrana animalelor, soldele ofițerilor și subofițerilor. Este interesant că Avramescu a reușit să o scoată la capăt în chip onorabil. Mai mult decât atât, în perioada în care a comandat acest regiment, în cazarma regimentului din Brăila, el a construit un monument al ostașilor din primul război mondial, monument care a fost dezvelit în prezența regelui Carol al II-lea. Sigur, a fost felicitat și așa mai departe. Prin calitățile sale, Avramescu nu putea... și-a căpătat o anumită notorietate la nivelul organelor superioare de conducere, astfel încât n-a mirat pe nimeni faptul că în 1932 el a fost chemat să lucreze în cadrul Marelui Stat Major. A lucrat acolo aproape 2 ani de zile, în calitate de șef al secției 6 transporturi, după care a ocupat alte funcții de răspundere în cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei,
El avea o vocație deosebită pentru munca de instruire a trupelor în ceea ce privește planificarea, organizarea, supraveghea în mod nemijlocit instruirea trupelor. De aceea a fost detașat ca șef al centrelor de instrucție ale jandarmeriei. De asemenea, pentru o perioadă de timp a ocupat și funcția de șef al centrului teritorial Orhei. Cu această ocazie, el a pus bazele pregătirii premilitare în județul respectiv. Atunci s-au pus bazele pregătirii premilitare Vorbim în România. Vorbim de acum de Moldova, dintre Prut și Nistru. Da, da, da. Deci a lucrat acolo pentru o anumită perioadă. După care, acestea erau cerințele pentru promovarea în grad, dar și în funcție. Deci trebuiau urmate anumite trepte ierarhice. Accesul într-o funcție superioară era condiționată, între altele, nu numai de pregătire, dar și de parcurgerea unei trepte ierarhice inferioare pentru o anumită perioadă de timp, 2-3 ani. Nu se proceda ca acum prin decret prezidențial de la căptan să-l facă colonel sau general. Acolo este vorba de rezerviști, da. În ceea ce privește ofițerii activi, din câte știu, sunt cam aceleași reguli după 90. În fine, deci spre sfârșitul perioadei interbelice, el a fost avansat la gradul de general de brigadă, a comandat două brigăzi, brigada 12 și brigada 10 infanterie, după care a fost avansat la gradul de general de divizie și i s-a încredințat comanda diviziei 10. Ce vreau să spun este faptul că în 1939, la izbucnirea celui de-al doilea război mondial, Avramescu era un om realizat, era bunic, a avut două fiice. Noi aici am vrut, mă rog, să marcăm și această latură omenească a generalului, nu numai... Viața de familie. Nu numai ca militar, viața de familie. Din fotografiile primite de la domnul Sturza, îl vedem pe general în postura unui pater familias fericit, între cele două fiice ale sale, în diferite ipostaze, aici este bunic, la vânătoare, la fel de fel de ceremonii, împreună cu soția și cu fiicele sale. Sigur, câteva fotografii din memoriu original al generalului, o fotografie frumoasă mi s-a părut mie înținută de ceremonie, am obținut-o din fototeca Muzeului Militar Național, celelalte sunt din memoriul original al generalului. De asemenea, o fotografie de familie, în diferite grade, în gradul de general de brigadă și în cel de general de corp de armată, dar, mă rog, după cum se știe, în toamna anului 1939 a izbucnit cel de-al doilea război mondial, generalul fiind pe atunci comandant al diviziei 10 infanterie din Brăila. A fost printre primele unități operative care au trecut la acea vreme Prutul, după aia când a ordonat mareșalul Antonescu să recuperăm Basarabia? În calitate de comandant al diviziei 10 infanterie, în fine, timpul nu ne permite, însă atunci ce s-a întâmplat? România s-a găsit la izbucnirea celui de-al doilea război mondial complet izolată pe plan internațional. Existau, sigur, niște ipoteze de lucru, niște ipoteze de acțiune elaborate de Marele Stat Major încă din timp de pace. Se avea în vedere, în cazul unui conflict, armata română putea face față unui atac dintr-o singură direcție, unui atac din două direcții. Însă atunci s-a confirmat, stat majoriștii români s-au găsit puși față în față cu cea mai sumbră variantă de acțiune, atacul concomitent din trei direcții diferite. Sigur, atunci încă din primăvara lui 1939, apoi în toamnă, s-a decretat mobilizarea armatei, s-a reconfigurat complet dispozitivul militar. Mă rog, a fost realizat un dispozitiv de apărare circulară. Divizia 10 din Brăila a fost dispusă tot în Dobrogea, acolo urma să îndeplinească misiuni. De alminteri, după cedările teritoriale din vara anului 1940,
situația strategică a României era una dintre cele mai, complicate, în sensul că la est, Armata Roșie a venit și a ocupat totul până pe Prut, pe Prut și pe Dunăre. S-a avut atunci în vedere organizarea apărării pe aliniamentele din nordul, Moldovei, dar și pe aliniamentul fortificat Focșani-Nămuloasa-Galați. Un punct vulnerabil era, o constituia porțiunea dintre Prutul Inferior și Dunăre, deoarece dacă armata sovietică ar fi pătruns pe teritoriul național, putea învălui trupele care se apărau pe aliniamentul fortificat Focșani-Nămuloasa-Brăila. Apărarea acestei porțiuni a fost încredințată Diviziei 10 Infanterie, Corpului 2 Armată și în speță Diviziei 10 Infanterie, a cărui comandant a fost generalul Gheorghe Avramescu. De alminteri se știe că și după ocuparea Basarabiei, inclusiv în Delta, au avut loc mai multe încercări ale Armatei Roșii de a ocupa diferite ostroave din zonă. Să creeze cap de pod în Dobrogea. Așa, în unele situații au reușit, în altele au fost respinse. Oricum, acolo a existat o tensiune mocnită în toată această perioadă, în așa fel încât în 1941, înainte de intrarea României în cel de-al doilea război mondial, este cunoscut celebrul orden al mareșalului, al generalului pe atunci, încă nu era mareșal, vă ordon treceți Prutul, l-a găsit pe generalul Avramescu la comanda Corpului de Munte Român. El a luat comanda Corpului de Munte cu numai două săptămâni înainte de intrarea în războiul antisovietic. Deci am intrat în război pe 22 iunie 1941, el la începutul lunii iunie a fost numit la comanda Corpului de Munte și a preluat comanda efectivă. Corpul de Munte era dispus atunci undeva în nordul Moldovei. La intrarea României în războiul antisovietic, dispozitivul de luptă de pe frontul românesc se prezenta astfel. În Moldova de Nord era Corpul de Munte, lovitura principală urmând să fie dată de Armata 11 germană situată în centrul Moldovei. De asemenea, mai la sud, în sudul Moldovei, era Armata 4 română. Mă rog, configurația frontului germano-sovietic întins de undeva de la Oceanul Înghețat și până la Marea Neagră a făcut ca aici, în aripa sudică, acțiunile militare să aibă un caracter particular, în sensul că lovitura principală s-a dat pe direcția Kiev. În acest timp, forțele româno-germane de pe frontul românesc, urmând să fixeze inamicul, timp de vreo două săptămâni s-au dat numai lupte de uzură menite de să fixeze inamicul în așa fel încât să favorizeze înaintarea forțelor de pe direcția principală, după care la începutul lunii iulie s-a trecut și aici la acțiune, la ofensivă. Ei bine, generalul Gheorghe Avramescu și-a legat numele de eliberarea nordului Bucovinei. Acțiunile militare s-au făcut după planurile elaborate de comandamentul coordonat de Gheorghe Avramescu. În carte eu am asemuit, am comparat acțiunile Corpului de Munte Român cu cele ale unui boxer care își face adversarul knockout din câteva mișcări scurte și precise. În sensul că acest corp de munte, sub comanda generalului Avramescu, a devansat cu cel puțin două zile acțiunile inclusiv a armatei 11 germane. A ajuns pe Nistru în numai câteva zile, deci de la 2 iulie au început acțiunile, la 7 iulie Corpul de Munte a ajuns pe Nistru. În așa fel încât la 9 iulie generalul a vizitat cetatea Hotin, recent eliberată de trupele de sub comanda sa. După cum se cunoaște, sigur este un moment controversat al istoriei noastre,
conducătorul statului român, Ion Antonescu, a hotărât să ducă războiul mai departe pe teritoriul sovietic. Așa se face că, mă rog, dacă ar fi să schițăm pe drumul de luptă al generalului Avramescu după eliberarea nordului Bucovinei, putem să-l punctăm cam în felul următor. Trecerea Nistrului, forțarea liniei fortificate Stalin și urmărirea inamicului în retragere spre Bug. A fost o mișcare uriașă de învăluire, în așa fel încât corpul de munte român și corpul de cavalerie român au ajuns în septembrie undeva pe la nordul Mării Negre, la limanul Niprului, unde a participat la forțarea Niprului de către armata germană. După forțarea Niprului, germanii și-au propus să pătrundă în Crimeea. Pentru acest lucru, ei trebuiau să se asigure spre est. S-a ajuns astfel la Marea Bătălie de la nordul Mării de Azov, sau Stepa Nogai, cum se mai spune, în care corpul de munte român, sub comanda generalului Gheorghe Avramescu, a obținut o victorie strălucită, a fost o luptă de apărare. După acest moment, corpul de munte, de fapt, erau numai două brigăzi, una de munte și una de cavalerie, putem compara mai mult cu un corp expediționar, au participat la pătrunderea trupelor româno-germane în Crimeea, prin cele trei istmuri extrem de înguste care leagă peninsula de continent. În iarna anului 1941-1942, prin contribuția corpului de munte român, a fost stabilită o debarcare a rușilor în zona Feodosia, iar în anul următor, în vara lui 1942, corpul de munte român sub comanda lui Avramescu a participat la asediul final al punctului întărit de la Sevastopol. Cam aceasta ar fi în mare Partea de est, da. Sigur, el a devenit ulterior comandant suprem al trupelor române care operau în cadrul armatelor germane, însă în Crimeea, cu excepția ciocnirilor cu partizanii, s-a instalat liniștea până prin 1944, când s-a rupt frontul și o trebuie să ne retragem. Da. Domnul colonel, am trecut pe lângă tehnica militară din primul și al doilea război mondial, pentru că constat avem ZB-ul, nu? Este o pușcă de exercițiu, model 1924. Deci noi am expus aici armament caracteristic primului război mondial, perioadei interbelice și celui de-al doilea război mondial. Cât de eficient erau în luptă armele astea? Pentru că sunt arme cu încărcare individuală, deci foc, punct ochit și iar încărcare, iar punct ochit. Este armament din cel mai modern al epocii, după cum poate fi văzut acel automat Beretta, dar și această carabină Mosin Nagant. De asemenea, o serie de pistoale, tot Beretta, pistoalele, sigur, erau caracteristice ofițerilor. Aceste săbii pe care le-am expus aici, așa, nu le-am expus degeaba, ele erau mai mult pentru paradă, așa, după cum se poate vedea și din fotografii, însă sunt niște piese valoroase, sunt săbii de Toledo, renumitele săbii de Toledo, așa, și o sabie de Solingen. Sigur, din tehnica militară, noi am expus aici o centrală telefonică, Vestitorul, sunt de producție românească, și un telefon de campanie, Vestitorul, model 1944. Am încercat de asemenea să expunem ceva care să bată cu fotografiile și să ilustreze, mă rog, printr-un obiect concret. După cum se poate vedea, infanteristul român plecat la atac dispunea de o asemenea pușcă mitralieră și tot asemenea pușcă mitralieră au și acești ostași români care acționau în Ungaria și în Cehoslovacia.
Haideți să ne oprim în fața acestui tablou mai amplu. Deci s-a spart frontul la Cotul Donului, ne-am retras, am venit cu armata pe teritoriul Moldovei dintre Prut și Carpați și ne-am făcut prieteni peste noapte cu dușmanul. În martie 1944, sigur, frontul s-a stabilizat în nordul Moldovei. De fapt, în martie au pătruns pe teritoriul național, prin aprilie s-a stabilizat în nordul Moldovei. Pentru o perioadă de timp, Avramescu a îndeplinit funcția de comandant al Corpului 6 Armată, venit în aprilie pe frontul din Moldova, făcea parte din Armata 4 Română. La începutul lunii august, titularul la comanda Armatei 4, generalul Racoviță, fiind plecat în concediu, Avramescu a girat funcția de comandant, deci a îndeplinit practic funcția de comandant al Armatei 4, care își avea trupele dispuse în nordul Moldovei. A participat astfel la bătălia pentru Moldova, la 20 august, frontul 2 ucrainean, sub comanda mareșalului Rodion Malinovski, a declanșat atacul în nordul Moldovei. Ce s-a întâmplat știm foarte bine, evenimentele de la 23 august. Până la 12 septembrie 1944, practic, armata română s-a văzut în poziție de beligeranță și cu germanii și cu sovieticii. Ceea ce este, ce trebuie spus, este faptul că principalii artizani ai actului de la 23 august, inclusiv regele Mihai, au intenționat o despărțire amiabilă de germani, în sensul de a nu da loc la confruntări care puteau transforma teritoriul țării în teatru de război. Cei care au deschis, de fapt, focul în ziua de 24 august au fost germanii, la ordinul lui Hitler, însă planurile fuseseră elaborate de Marele Stat Major, astfel încât trupele române au lichidat... rapid focarele. Nu ușor, însă destul de rapid, până la începutul lunii septembrie, toate focarele de rezistență germane au fost lichidate de trupele noastre, ceea ce le-a dat posibilitatea trupelor armatei sovietice să înainteze fără probleme. Practic cu arma la spate. La umăr. În același timp, trupele noastre au executat operația de acoperire a teritoriului național, a frontierelor. Este vorba de linia de demarcație pe creasta Carpaților dincolo în Transilvania, rezultat în urma dictatului de la Viena, în acele momente se punea, deci astea erau practic cele trei mari probleme ale Marelui Stat Major Român: retragerea trupelor care luptaseră în Moldova și îndreptarea lor spre frontul din Transilvania pentru a participa la ofensiva eliberatoare din Transilvania, lichidarea focarelor de rezistență germane din interior. Armata a patra rolul generalului în luptele din Ardeal, deci el cu ce oaste sub comandă a pătruns în Transilvania și pe ce traseu? Armata a patra s-a repliat destul de greu în sudul Transilvaniei. De ce? Rușii, sovieticii nu au ținut seama de încetarea aceasta unilaterală a focului. Pe frontul din Moldova au fost arestați de către sovietici mai bine de 100.000 de ostași români, în așa fel încât această operațiune de direcționare a trupelor noastre pe frontul din Transilvania a fost destul de greoaie. Și l-a pus pe Avramescu într-o poziție dificilă, în sensul că el se afla în sudul Transilvaniei. În acest timp, comandamentul germano-ungar
a intenționat să declanșeze o ofensivă prin care să pună din nou stăpânire pe crestele Carpaților Meridionali și să închidă trecătorile, având în vedere că sovieticii la rândul lor se îndreptau încoace. Ei considerau că atâta timp cât aici sunt numai trupe române, le va fi ușor. Ei bine, n-a fost așa. A fost prima operație de amploare dusă de români în Transilvania. În perioada 5 la 8 septembrie 1944, trupele armate române sub comanda generalului Avramescu au dejucat acest plan al inamicului, după care au pornit la ofensivă. De numele generalului Gheorghe Avramescu se leagă ofensiva eliberatoare și eliberarea orașului Carei la 25 octombrie 1944, zi devenită ulterior, după cum se cunoaște, ziua armatei române. Domnul colonel, ne apropiem de finalul reportajului nostru. Rugămintea mea este să ajungem în zona finală de operațiunea generalului Avramescu, când se întâmplă și partea tragică, finalul vieții sale, a carierei sale militare. Deci, după eliberarea Transilvaniei, el participă la luptele din după zona eliberarea Tatra. Nu. Deci, după eliberarea Transilvaniei, au avut loc luptele între frontiera română-ungară și râul Tisa. Armata 4 română, sub comanda lui Avramescu, de această dată integrată unei armate sovietice, a forțat râul Tisa, după care a avut loc o mare bătălie pe râurile Bodrog și Hernad. După aceste acțiuni, armata 4 a ieșit pe frontiera ungaro-slovacă. A avut loc o operațiune militară, o operație de apărare de la Senaturna, armata 4 fiind condusă tot de Avramescu. Avramescu, în prima parte a lunii ianuarie 1945, a reușit să pună la punct planurile pentru o altă operație care se va desfășura pe teritoriul Slovaciei. Nu a condus-o el, a condus-o generalul Nicolae Dăscălescu, pentru că Avramescu a fost chemat pentru o perioadă în țară, după care a revenit pe front și timp de 3 săptămâni a condus armata 4 română în operațiunea Zvolen-Banská Bystrica. Atunci, în plină campanie militară, el a fost arestat de către sovietici din motive necunoscute nici până în ziua de astăzi și și-a pierdut viața în condiții, se pare acum, elucidate. A murit în urma unui atac al aviației germane, în timp ce era escortat de ofițerii NKVD care îl arestaseră. Aceasta a fost ultima bătălie a lui Avramescu. Da, familia generalului, am înțeles din cartea dumneavoastră că și soția lui a fost arestată de către ruși și deportată în Siberia. Nu numai soția lui, au fost arestați atunci inclusiv membrii escortei, începând de la soldat și terminând cu ofițerii superiori, inclusiv soția, inclusiv fiica mai mică a lui Avramescu. O fiică s-a sinucis în momentul arestării. Da, deci fiica mai mică a lui Avramescu, Felicia, care era pe front împreună cu actualul profesor dr. Paltin Sturza, care ne-a pus la dispoziție aceste fotografii. Nu întâmplător, istoricul Florin Constantiniu îl socotea pe domnul Sturza, care avea atunci numai câteva luni, cel mai tânăr prizonier al NKVD-ului. Toți aceștia nu s-au știut ani de zile. Ce vreau să mai spun, a fost arestat atunci inclusiv șeful de stat major al Armatei 4, generalul Nicolae Dragomir. Era o capacitate intelectuală, poate cu altă ocazie vom reuși să vorbim și despre personalitatea lui Dragomir. Alți ofițeri inferiori și superiori, nu s-a știut ani de zile nimic despre ei, întrucât au fost duși în Uniunea Sovietică. Abia prin 1956, soția generalului a revenit în țară și cam tot în această perioadă și ceilalți care fuseseră arestați, deci după aproximativ 8 ani au început să revină în țară, însă nimeni nu știa nimic de soarta generalului Avramescu. Abia în anul 1963 s-au primit informații prin Crucea Roșie a URSS, informația că generalul a murit în acel atac al aviației germane.
A fost trimisă de alminter și o fotografie, el era înmormântat într-un cimitir din Budapesta, în așa fel încât pe baza acelei fotografii s-a reușit să se localizeze mormântul generalului, iar osemintele sale au fost, rămășițele sale pământești, au fost aduse în țară și înmormântate cu onoruri militare, așa după cum se cuvine de alminteri unei personalități de talia sa, deci înmormântat cu onoruri militare la cimitirul militar din Cluj. Generalul Gheorghe Avramescu a ținut sus steagul demnității naționale, indiferent că s-a aflat față în față cu von Manstein sau Rodion Malinovski. Da, stimați telespectatori, am ținut să vă prezint personalitatea generalului Gheorghe Avramescu, pentru că el face parte din galeria marilor personalități ale județului Botoșani, din galeria marilor eroi ai acestui județ, care s-au înscris în plan național și care constituie mândria noastră de decenii, aș putea spune chiar de secole. Este în obligația noastră ca să ținem mereu aprinsă flacăra vie a acestor personalități, ca generațiile noi care vin, care se rânduiesc, să cunoască trecutul istoric, în mod special personalitățile noastre, pentru a le cinsti memoria și în același timp pentru a le lua, poate, ca exemplu, ca model de viață. Eu vă spun la revedere, ne întâlnim sâmbăta viitoare la aceeași oră.